care n-ai curaj, cum să vrei E posibil să dar e probabil să Că... ne ați venit, stimați tăi, în locul unde vă așteaptă băieții buni la a patra putere aici, la 3-3, cum v-am obișnuit de fiecare dată. Astăzi ați văzut descinderi spectaculoase la foarte, în care au fost vizați foarte mulți primari din județul Gorj, vis a -vis de unele afaceri pe care le-ai făcut cu banii publici. Dacă există vreo doză de adevăr în acele acuzații, probabil vom vedea în perioada următoare. Și dacă într-adevăr acei primari au ceva de spus în apărarea lui, se va confirma, iar e tot meritul dânșilor pentru că înseamnă că acele acuzații nu au avut un fundament real. Astăzi vom discuta despre planurile de viitor de tot ceea ce înseamnă județul Gore și municipiul Târgu Jiu cu domnul Aurel Slapciu din partea a Mișcării Populare. Bună seara! Bună seara! Și cu domnul Marcel Romanescu din partea Partidului Național Liberal. Bună seara și noastră! Bună seara! Vreau să încep cu noastră, domnul Marcel Romanescu. Am văzut că există oarecare tensiune în PNL. L-ați spus pe Dian Popescu în recent, de fapt. A făcut propunerea de excludere lui Dian Popescu. Cum vedeți evoluția Până la urmă, nu acestui scandal, acestei fragmentări interioare a PNL-ului între actuala conducere și tot ceea ce a însemnat Dian Popescu și persoanele din jurul său. În primul rând, noi nu putem să facem excluderea. Ținând cont, de faptul, de, ținând, de, ținând de, cont de faptul că domnul Dian Popescu este senator al Partidului Național Liberal, s-a făcut o, o propunere pentru Biroul Național care va înainta o Consiliului Național de coordonare care va avea loc pe data de 11 Decembrie. Consiliul la care vom participa 12, 12 delegați de la, de la Gorj și în urma votului din Consiliul Național se va lua decizia dacă domnul Dian Popescu mai este sau nu mai este membru al Partidului Național Liberal. Nu putem vorbi nici măcar de o fragmentare sau o fracțiune în cadrul Partidului Național Liberal pentru că în urma votului, și pentru mine a fost surprinzător dintr-un anumit punct de vedere, din cele 61 de voturi exprimate, doar 6 au fost împotriva acestei propuneri. Ceea ce înseamnă că acel număr limitat de persoane care fac parte din biroul permanent județean nu putem vorbi aici că este un număr reprezentativ sau că persoanele respective reprezintă o cotă semnificativă în cadrul Biroului Permanent Județean. E adevărat, e punctul dânșilor de vedere. E foarte bine că au avut puterea în, în a-și le exprima în acest fel, adică a vota împotriva acestei propuneri, dar totuși, din 61 de voturi, 6 voturi, că atâtea câte au fost pentru rămânerea domnului sau împotriva deciziei Partidului Național Liberal, eu cred că nu este. Uh, cum să deci vă spun, a fost o număr, oricare... majoritate covârșitoare în favoarea Scuderiului Ion Popescu, iar susținerea e foarte fragilă. 10%, 6 din 61 reprezintă aproape 10% din numărul membrilor din Biroul Permanent Județean. Din punctul meu de vedere, nu cred că este un procent semnificativ. Sunt de acord că în Partidul Național Liberal sunt mult mai mulți oameni care au fost alături de, de Dian Popescu sau au, sunt oameni care, într-un fel, pe perioada mandatului domnului Dian Popescu de președinte sau de senator, au beneficiat de o relație apropiată cu dânsul și, din acest punct de vedere, este foarte bine că au existat și acele șase voturi, într-un fel, corecte din punct de vedere moral, dacă o luăm așa, pentru că sunt... Presupun că sunt mai mult de șase oameni pe care domnul Dian Popescu i-a ajutat într-un anumit fel în perioada în care a fost președinte. Dar, V-am spus, nu putem discuta de o fracțiune în cadrul Partidului Național Liberal, pentru că, totuși, marea majoritatea celor care au fost prezenți în acea seară au votat uh, pentru a se, se înainta această propunere. Domnule Slapciu, acum să revin la dumneavoastră. Potențialul, deci potențialul exclus, Dian Popescu, îl veți colecta la mișcarea populară în situația în care va fi previzibilă această mișcare? Nu, s-a discutat în birou permanent și chiar astăzi am avut o ședință am auzit pe domnul președinte când ieri la un post de radio, dar nu s-a pus problema. Anum, noi nu se reducem mai păi, Stați puțin acum, nu vă pare rău nici dumneavoastră că excludeți un dita mai senatorul? Nici dumneavoastră nu vă pare rău, nu îl primiți chiar așa, îl lăsați Pai, fără nicio informațiune formă de politică? Domnul Dian Popescu are dreptul să se scrie la orice partid, să poate să devină ca și senator independent. E da, un pic de, de condescendență, de empatie din partea PN2, din partea mișcării lăsăm populare. Lăsăm lucrurile să se liniștească, apele sunt tulburi, acum nu se limpe. De fapt, nu este exclus. Am înțeles că urmează... Fapt, până pe 11, nu de, -a spus, este un de -a potențialul potențial, exclus. Da. Nu, nu s-a discutat uh, acest lucru în cadrul, partidului, în, în, cadrul partidului nostru și o să vedem lucrurile. Sunt deja oameni foarte pe ministrele noastre înscriși și chiar astăzi am avut... Uh, câțiva oameni destul de importanți care s-au înscris în partidul nostru. O să vedem ce se întâmplă în urmă, perioada următoare. Hanu va mai candida la primăria Motru? Este opțiunea dumneavoastră. Eu mi-aș dori să mai candideze domnul Trebuie primar. Să vă foarte bine adversarii Pentru politici. că vă spun și de ce mi-aș dori. Pentru că atunci când a câștigat un mandat în 2004, când grămada era atât de mare, aș vrea ca acum când grămăjoarea aia care din grămada a ajuns o gr gr grămadă, grămadă... la ce vă referiți? Grămada, grămada, era un buget foarte mare. La, la bugetul grămadă. La bugetul, oricum. da. Acum lucrurile stau destul de prost din, în privința asta și aș vrea ca domnul... Eu personal vă spun, aș vrea să candeze pentru că sunt drepte lucrurile, că cu toții știm societățile, când discutam și în pauza până la intrare societățile sunt aproape în faliment. E nevoie de un capital foarte mare pentru că, știți dumneavoastră, municipiul Motru după Târgu Jiu este uh, cel mai mare oraș, uh, al doilea oraș după Târgu Jiu. Și aș uh, dori să candeze pentru că scoată castanele cu mâna dumneavoastră din foc pentru, așa cum spuneam... Va deconda cele două mandate din punct de vedere electoral în 2016? No. Cred că trei. Cred că trei, trei. 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 mandate în 2004, da. Da. 2004. La trei al la da. treilea mandat. Nu știu. Eu mi-aș dori, v-am spus, să candideze pentru că sunt probleme destul de grave în municipiul Motru și ar trebui să le rezolve așa cum a luat un oraș să zic plus, pe plus valoare, da? Ar trebui să-l lase tot așa. Dumnezeu a promis că atunci când va pleca din primărie, orașul va fi, aveți și un credit de 100 de miliarde, nu vor mai fi credite, Ă, luată de primăria municipiului nostru, și atunci ar trebui să iese din insolvență UATA, să găsească o soluție împreună cu, eu știu, cu domnul de la UATA uh, și nu numai UATA, uef ul eu știu, uzina, ar trebui să i dăm o uh, conotație în următoarea perioadă pentru că uh, sunt foarte mulți oameni care au plecat uh, din servicii la Motul o 3000 de oameni și au pierdut locurile de muncă din 2014 până acum, ceea ce este destul de grav. Domnule Romanescu, vreau să vă întreb pe dumneavoastră în calitate de potențial candidat al Partidului Național Liberal la primăria Târgu Jiu. Ați văzut stadionul lui Florin Cărciumar, Florin, Cârcium, Florin Cârcium, condu în fruntea lucrărilor se află Florin Cărciumar cu primăria municipiului Târgu Jiu. În ce hală arată? Dacă vin tinerii, vin eu, dumneavoastră, oricine din municipiul Târgu Jiu vrea să joace un fotbal, vrea să facă o alergare, vrea să facă un jogging acolo, ați văzut în ce hal arată de atâta timp. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile astea? Cum vedeți o soluționare? Este jenant, dar mai mult de jenă este și o chestie ilegală. Am văzut că presa astăzi a semnalat anumite lucruri pe care le spuneam chiar într-o emisiune la televiziunea dumneavoastră. Eu nu știu în acest moment cum s-a putut lua o autorizație de demolare a stadionului. În primul rând, înainte de a ajunge la autorizația de uh, construcție. construcție, da, cum s-a luat autorizația de demolare a acestui stadion în condițiile în care primăria, la momentul în care a dat acea autorizație, nu deținea proprietatea asupra acestui terenul de, terenului pe care se realizează nou, nou stadion. Am văzut că totuși s-a demolat, am rămas o bucățică de teren acolo care aparține în continuare Ministerului Tineretului și Sportului. Am văzut-o și pe, pe ultima sută de metri și pe fosta ministră uh, renumită atleta Gabi Sabu care a venit la Târgu Jiu și a încercat să le dea o mână de ajutor. Însă am foarte multe semne de întrebare. Este inadmisibil ca în județul în care uh, fostul prim-ministru Victor Ponta este și deputat să, să nu poți realiza un... Uh, ori nu s-a realizat proiectul de hotărâre, ori nu a trecut uh, acel proiect prin uh, ședința de, de guvern, de, trans, de transfer al acelui teren de la Ministerul Tineretului și Sportului către CNI sau către primăria municipiului Târgu Jiu, pentru că a, a, aceasta era, până la urmă, modalitatea prin care puteai să beneficiezi de acel teren. În acest moment sunt convins că cel care este Ministrul Tineretului și Sportului ia toate aceste uh, lucruri, ia de la început să, va, să verifice în întregime documentele să vadă dacă sunt la un moment dat și lucruri ilegale în tot ce s-a întâmplat. Eu nu am legătură, nu știu pe Elisabeta Lipă și din acest punct de vedere nu mă poate nimeni, nimeni nu poate spune că eu astă seară în emisiune fac apel la, la, cum să spun, la experiența adânsei în administrație pentru a verifica aceste documente. Dar oricine ar veni la Ministerul Tineretului și Sportului s-ar gândi de 10 ori. Băi, fraților, dar la un moment dat, de ce au început aia lucrările la stadionul de la Târgu Jiu în condițiile în care nu aveau uh, rezolvată proprietatea pe, pe terenul de acolo? Acum, fiecare poate să aibă un punct de vedere în privința stadionului. Din, punct, din punctul meu de vedere, problema putea să fie rezolvată mult mai ușor. Se putea identifica și cred că în marile orașe, în marile capitale europene, marile orașe europene, stadioanele nu sunt neapărat în buricul oraș, în, bu, uh, în centrul orașului. Sunt de cele mai multe ori undeva la, la periferie Gândindu-ne la faptul și uitându-ne la Târgu Jiu, Ai un eveniment sportiv Cum avem în, încă avem echipa aceasta de de Liga Națională O dată la două săptămâni în Târgu Jiu. Puteai această suprafață să o folosești ca un teren Sau ca o suprafață multifuncțională Cu foarte multe terenuri pe care să le angrenezi pentru tineri, pe, Și pentru echipa de fotbal Dar și pentru tinerii din, din municipiu Să le dai posibilitatea să-și desfășoare activitatea Într-o zonă foarte bună pentru astfel de activități și puteai să demarezi investiția atâta timp cât existau banii necesari undeva poate într-o zonă e, limitrofă și aici mă pot gândi la, la terenurile care sunt pe centura spre Artego sau în alte zone și v-am spus, terenul acesta de fotbal putea fi construit și într-o astfel de arie ținând cont de faptul că pe stadionul Târgu Jiu, pe terenul de fotbal de la, de la Târgu Jiu se desfășoară o dată la două săptămâni un singur eveniment. Nu am văzut campionate naționale de atletism, de altceva organizate pe, pe acest stadion. Dar v-am spus, e foarte bine că s-a realizat acest lucru. Însă, de la demararea procedurii până în acest moment, totuși au trecut vreo 5-6 luni. Echipa de la Târgu Jiu de 5-6 luni de zile nu își mai desfășoară activitatea pe stadionul din Târgu Jiu. Făcând o comparație și am văzut astăzi tot în presă la un coleg de-al dumneavoastră, cei de la Craiova au ajuns deja într-un stadiu, de exact, într stadiu. de studiu, Exact, într-un stadiu de. lucrează uh, foarte rapid și au, au evoluat <coughs> extraordinar de mult, iar noi suntem în acea situație, ba mai grav. Nici măcar nu mai avem stadionul. Că măcar ai putea să te întorci la ce ai avut. Că avem niște molos pe acolo și Nu mai avem minori. da, de de și de, din punct de vedere al parcării. Adică, vă, vă, propun, vedem un vă, vă propun să vedem un material uh, înregistrat de colegii mei de la știri, după care revenim să dezbatem din nou în studio. Vă rog, materialul. Perchezițiile care au avut loc la cele 10 primării, dar și la domiciliile primarilor din Dolj și Gorj s-au lăsat cu audieri până târziu în noapte. A fost emis și primul mandat de reținere pentru 24 de ore pe numele administratorului firmei Idail.com Dorușandru. Firma Idail al cărei acționar majoritar este fostul primar din Turceni, Ion Iordache, ar fi dat mită primarilor în bani și în materiale de construcție în valoare de 400.000 de lei pentru atribuirea unor lucrări publice. La audiere a ajuns și sora afaceristului Iordache, Elena Greci, la firma Idail. Ce ne puteți spune despre acest dosar? Fratele dumneavoastră e acuzat de. la multe fapte. E adevărat că s-a dat mită pentru atribuirea unor lucrări? Nu comentez. Dar de ce v-au chemat? Ce calitate aveți la firmă? Ce legătură au primarii? Elena Greci este și soția consilierului județean Cosmin Greci și Ana Ceană, primarul comunei Melinești din Gorj, a fost audiată. Edilul se află pe lista celor 10 primari bănuiți de luare de mită. 10 primari suspectați de luare de mită. Domnule Romanescu, există în județul Gorj 10 primari suspectați de luare de mită într-un singur dosar. Este regretabil, însă, la ceea ce am văzut în ultimii ani, în, la nivelul autorităților naționale clar, sau, la, sau la autorităților județene, nu mă mai surprinde nimic în, în țara asta. Pe de altă parte, nu aș merge chiar atât de, de departe, totuși, oamenii ăștia sunt în momentul de față suspectați de anumite fapte. Nu există nici măcar 10 primari suspectați într-un singur dosar. Nu vi se pare exagerat de mulți? Sunt foarte mulți și s-ar putea să fie și mai mulți. Păi s-ar putea asta ca asta spun... să, fie, să fie un prim lot. Pentru că știm foarte bine acest dosar Idail, de fapt, se referă la toate lucrurile pe care le-a avut domnul patronul societății respective pe raza Județului Gorj. De eu sunt convins că nu sunt doar 10 localități în care dânsul a desfășurat activități și te poți aștepta ca mâine sau peste o săptămână să mai apară alți 10 sau alți 20. Nu știm exact care este numărul, pentru că nici procurorii nu-și pot asuma să ducă dintr-o dată 30 de primar la, la parchet. Nu știu dacă da, sunt nu 30 sunt de procurori. Exact, să poată da, să realizeze e acest lucru. E posibil să fie o acțiune a justiției cu mantinelă, ca să spun așa, ca la biliard, în care dai într-o direcție și, de fapt, vizezi o altă țintă și ținta să fie undeva peste drum de hotel Brâncuș, de parcul municipiului Târgu Jiu? De obicei, să știți că în momente de genul ăsta, cauți ceva și găsești altceva. Da, pe <laughs> Nu putem să spunem lucrul ăsta până când organele abilitate ale statului nu o să și demonstreze. La urma urmei de asta sunt într-o acțiune din asta de o asemenea învergură. N-am auzit până acum județele de pe lângă, eu știu, vecinele noastre județe de pe aici să fie o acțiune de învergură asta. 10 primari odată au... Deci e bine acționă. că se mișcă justiția până la urmă și în județul S-a lăsat se... un pic așteptată, dar până la urmă începe acțiunea. Dacă se întâmplă lucruri de genul ăsta și sunt adevărate, este grav ce se întâmplă în județul nostru. Probabil că unii se bucură, alții nu, alții sunt, sunt foarte supărați pe... Să știți că se pierde și capital de aici din chestiuni de genul ăsta. Pentru că în momentul în este... care un primar este audiat, nu? Într-un dosar de genul ăsta, pierde din capital. Dar stați puțin, vă întreb de evoluția post decembristă a județului Gorj, de la Revoluție până în prezent. A fost condus până la urmă de aceeași formațiune politică, da? De la 160 ceva de mii de locuri de muncă, am scăzut la 2000, undeva la 80 de mii, de, la 120 de mii de locuri de muncă, iar în prezent mai avem aproape în jur de 60 de, mii de locuri de muncă. Nimeni nu răspunde pentru pierderea aproape 100 de mii de locuri de muncă, chiar așa. De curați au fost toți care au condus primari, viceprimari, pe de de Județene, șef de instituții. Deci chiar așa, toți nu, au fost lacrimă, dar în schimb locurile de muncă s-au evaporat din păcate, așa, într-o magie. De pe raza acestor localități mi nu putem în acest Vorbeam moment... la modul general. A, nu la vorbim, modul general, vorbim, da. și nici acolo o, de, 160 de locuri de muncă, mai avem 60.000 no, de locuri no, de muncă. Nu, că toate fabricile care s-au închis nu au răspuns nimeni de... Nu știm și nu am, poate nu o să aflăm niciodată care sunt uh, modul de a... Uh, cum s-au vândut aceste fabricuțe. Nu vă, nu vă surprinde că o parte dintre actualii directori ai Partidului Social Democrat sau consilier local ai Partidului Social Democrat de la Târgu Jiu, eu mă refer la Târgu Jiu, chiar și la județ, la Consiliul Județean, îți foști directori ai acelor fabrici pe păi, în care discutăm. Trăim într-o lume azi, dacă miro, facem miro o analiză consilierilor locali și consilierilor județeni, cel puțin 70% din foștii directori ai celor mari unități, Fabrica de cărămidă, fabrica de bere, fabrica de sunt oameni care au susținut sau care sunt implicați direct în activitatea Partidului Social Democrat. De ce trebuie să ne mai, să ne mai ascundem? Asta este. Nu, dar tot timpul am susținut că Pont a venit aici, că alii sunt Țara Minunilor. Nici nu a știut în ce s-a băgat aici. No, eu, eu sunt sigur că a știut foarte bine în ce s-a băgat, însă i-a fost extrem de facil uh, să ia două, trei mandate, al treilea mandat în gorj pe bă, un vot foarte bun pe care Partidul Social Democrat l-a obținut în alegele, în alegele trecute. Și este clar că una este să te duci la Arad, la Cluj sau la Timișoara să candidezi din partea Partidului Social Democrat, sau la Brașov, sau la Brașov exact, și alta este să vii la Gorj, în condițiile în care partidul de filează are 70%, numai tu poți să obții 51%, așa cum s-a întâmplat lui Victor Ponta în 2008, în rest. Și aveți dreptate. Maru... răcește ca poate să se conduce așa de ușor. De. Asta s-a întâmplat. S-au desfințat aceste locuri de muncă, s-au promis uh, mare acusarea și iată unde am ajuns Dar acum. uitați-vă că sărăcia, sărăcia Lucii în momentul de față se regăsește în primul rând în, în județele unde Partidul Social-Democrat în mare parte a condus pe de altă parte. Dacă privești zona noastră acum... Gorju și, și Teleormanul și, și, și totuși... Vrancea lui Oprișan. Și cine da. acolo? Ponta la Gorj, Dragnea la Teleorman, la, Oprișan la, la, la Vrancea. Da? Deci trei județe care au avut trei lideri extraordinari. Eu nu vreau... <coughs> și acum aș, ar trebui să spun, domnule, dar dau exemplu lui, 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 lui Boc. Foarte înjurat pentru măsurile la nivel național. Dar nu înjurat el ca persoană. Înjurat pentru ce s-a întâmplat sub el. Adică, pe de o parte, se tăiau salariile cu 25%, și, și ulterior au ieșit e... oameni cu sute de milioane de euro din, același, din aceeași vistierie, da, Dar mă uit la Boc. Mă uit la ea din Moldova, unde era Rebenciuc pe vremuri, imediat după 90. Pe unde n-a fost Rebenciuc, domnul Da, proletar. dar județul, județele pe care Rebenciuc le avea în mână da, s-au ridicat. Așa este, -au ridicat da. da, Eu am fost pe Iași. Infrastructura a făcut și. E, altă asta altă, vă spun, da, infrastructura corect, da. spre Iași. Eu -am, odată am fost pe Iași. S-a furat mult, dar s-a și realizat. Dar a, a rămas, ceva și pe. Corect, așa este, da. da. gândiți-vă că uh, uh, Dragna la Telorman a fost, uh, Dragna de la Telorman a fost uh, ministru ministrul dezvoltării, da? Adică omul care a deținut puterea fondurilor, lor, la monopolul pe chestia asta. Ăia vai de mama lor, cred că e mai rău decât noi. Eu am avut impresia că da? am intrat într-o țară subdezvoltată. Am fost acum o lună de zile, am trecut până Teleorman, Am avut impresia că am trecut în altă țară când am intrat în județul Telorman. uite, meu, nici măcar n-am fost. N-am fost în Telorman, nu, că nu am, și am mai, mai și public de... și ați văzut. arătat un cartonaș galben guvernului, domnului Cioloș. Nu? A spus ori bani, ori dacă nu. E un lucru care deja trebuie să ne pună un semn de întrebare. Adică poți să arăți un cartonaș, ca să mai exprim mai plastic, așa un cartonaș galben guvernului, în condițiile în care au mers acest guvern pe tot ceea ce s-a uh, discutat în, 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 în guvernul precedent al domnului Ponta. Deci eu zic că, bine, acum, făcând o mică paranteză, domnul Dragnea are morții de acolo, care l-au ajutat foarte mult din Telorman. Cred că de asta a fost foarte mult ajutat. S-a și și morții din Gorj, că l-au ajutat. Acolo și Luciu de la știa și deține în Telorman. Vreau să spun că am avut și am încă niște relații și niște prieteni foarte buni. Acolo a fost militărie în Telorman. Nu știu, la Gorj au mai fost, dar acolo a fost totul centralizat sub, sub da, da. La unui singur om. Deci nu avea voie nimeni să miște în front. Credeți că alegătorii din județul Gorej vor mai putea fi atât de ușor manipulați de către structurile PSD-ului, atât cele mediatice cât și cele politice? Aici revenind la ce spuneați, într-un într județ sărac se, se, poate cum să, cel mai ușor influența om. Într-un județ sărac. Da. Și de din păcate așa sunt de acord cu, cu, domnul Zlarciu. Eu cred că invenția acestor telefoane și Facebook-ul o să răstoarne toate calculele și toate sistemele de vot pe care și le-au făcut băieții până în prezent. Știți care e problema? Tot la, tot la, dezvoltare ajungem. Da? Gândiți-vă că marea majoritate a tinerilor din județul Gorj și sigur și din Motru ca și din Târgu Jiu. Eu am, la un moment dat, când am ajuns președintele Partidului Național Liberal, am încercat la Târgu Jiu, am încercat să-mi identific liderii mei din generațiile de studenți. Să-ți discuții cu ei. Credeți-mă că 80% nu mai sunt în Târgu Jiu. Eu zic, am luat legătura cu ei și nu mai da. sunt în Târgu Jiu, deci nu mai sunt pe raza municipiului, cu unii dintre m-am întâlnit întâmplător că era perioada de vară și mi a spus eu sunt în Italia, celălalt este în Spania Zulmania, în Franța, și aia e problema, utilizatorii telefonelor de care spuneți dumneavoastră în momentul de față, ca număr, sunt mult, mult mai puțini decât aia care servezi masa de foarte multe ori, de întâi decembrie sau... Exact. Și de multe ori la nu exact. la cantină, să știți. Exact. Și exact. mai pleacă și noaptea, beții duc așa, proptis câte unul în stânga și unul în dreapta, cum s-a întâmplat și pe la noi în ultima perioadă. Deci, uh, uh, generația de creția aia, 68, 67, 69, 70, aia 500 de mii care s-au născut, adică a fost boomul ăla în perioada respectivă, 42, 40, până la 47 de ani, uh, încă mai sunt în România și plecați o parte din ei. Eu zic că o treime sunt afară, dar cei tineri sunt 80% din ei plecați. Cel puțin în municipiul de unde uh, provin, 80% din tineri sunt uh, plecați afară. Și atunci ne putem baza, nu ne putem baza pe ei, pentru că în perioada, eu știu, mai, deja încep lucrări pe afară, încep în perioada se construiește foarte mult, cel puțin în Marea Britanie sunt mare parte din ei plecați și este greu să te bazezi pe ei. Cred că dacă alegerile aveau loc în luna august, că știți august, foarte da. bine că în vest, în luna august e cam se cam închid activitățile da, și vin, de zile, da, vin concert, cred că ne-ar fi, ne fi putut ajuta da. foarte mult. Din păcate, v-am spus, eu la momentul acesta am o, o mare problemă în privința oamenilor cu care am lucrat și care m-au cunoscut până în acest moment și care sunt plecați, pentru că asta este situația. Dar... Nu, nu, am intrat în politică să, să pierdem, Eu am intrat să câștigăm și să găsim alte soluții pentru a putea la un moment dat să obținem un număr uh, foarte bun de, de, voturi. Va rămâne și în 2016 pără, județul Gorj în fief al PSD-ului? Eu sper că nu. Sper că nu și, și împreună cu... Eu mă uit acolo de pe burtie, care sunt acolo... Populară și PNL se bat pe voturile PSD-ului. Nu ne batem zic... pe voturile mm. PSD-ului, pentru că aici nu e, nu, sunt, nu e vorba de votul PSD-ului. Este vorba de... Eu sper să fie un vot anti-PSD, nu un vot pro PSD. Adică oamenii care s-au convins după 16 ani de zile, unii spun după 70 de ani, de zile, după 70 de ani din 47 până în 2016, suntem aproape la 70 de ani, da, să să dea o șansă. Eu, eu de, de fiecare dată fac un apel, indiferent de localitate. Doamne, după treia trei mandate, după patru mandate, dă o șansă și celelalte formațiuni sau unui alt candidat, să vezi dacă se pot schimba lucrurile pentru că tot șansa asta la un moment dat o să o ai peste patru ani, dacă vezi că lucrurile nu merg mai bine, să te întorci la ce ai avut. Dar dacă nu, nu oferi alternativă... Depinde și de ceea ce le propunem noi. Nu? Corect. E corect. foarte important să ieșim în piață cu ceva nou, cu ceva ce a, nu a mai fost până acum la ora asta pus pe masa alegătorului, adică trebuie să le spunem, uite, banii sunt foarte puțini pentru că știți foarte bine, sectorul privat e în cădere liberă, banii în bugetul unei comune sau unui oraș sunt din ce în ce mai puțini și atunci trebuie să-i atât de bine cât nu poți să ieși cum au ieșit cei care au câștigat 3-4 mandate să minți că eu vă demonstrez cum mințeau și cum au mințit că fac tot felul de uzine și de fabrici și de termocentrale pentru că nu mai ține și mi-aș dori ca acei oameni care au fost mintiți să iese la vot să spună da, domnule, mai mințit, nu mai vreau să te votez pentru că uh, am copii, nepoți care lucrează afară străinătate și nu mi-i văd decât o dată pe an. E, să știți că este greu de lucrat și la mentalitatea acestor oameni. Chiar este foarte greu. M-am întâlnit, am discutat cu dumneavoastră și domnule, eu sunt la pensie, ce mai întrebe? E foarte greu, dar nu că mai trebuie ceva foarte bine, să o stăpânezi la toți. Dar ce face nepotul dumneata? Copilul, un ne copilul ce... da. Și... Ieri, ieri eram că, că, că la ascult sunt... pe domnul sunt... și eram, în cercuzia, eram la, un, la, o petrecere cu un om care de 16 ani, de când se știe, n-a votat, de 26 de ani nu a votat decât Partidul Social Democrat. Și ne povestea un nu era o întâmplare, era un lucru real. Deci în, în turul 2 al alegerilor prezidențiale m-a sunat fiul, fiul meu care este în București și mi-a spus în felul următor. Tată, astăzi nu votez pentru tine, votez pentru mine. Pentru tine ai votat 26 de ani și ai votat așa cum ți-a dictat din data... De am ajuns interesul. De aici. Da. da, dar astăzi trebuie să te duci la vot, iar omul nu era singur de capul lui. Mai avea în spatele lui vreo 2 300 de persoane pe care el spunea aseară, e viu. Ce mă, când era vorba de PSD și trebuia să-i duc, că ea 2-300, aveam pe listă frumos, îi sunam, pac, așa îi duceam, e azi, și azi. un mic lider, nu e uh, orice persoană în uh, structură. Ce în momentul în care m-a sunat fiul meu, am avut un șoc. Și mi-am pus întrebarea, bă da, ăsta totuși e copilul meu. Dacă ăla mă sună de la a București să-mi spună așa ceva, ce deci, am renunțat la listă, am renunțat, mă sună oia, da. ai făcut, da, fiți convinși convins, toată lumea votează, păi uite că la secția cu așa cum am spus deci... întotdeauna PSD-ul. Este extrem de bine organizat când e vorba da. de alegeri. E, e o structură militarizată. În până asta până denigra sunt campioni. Da. Deci știu, cu o maestrie ieșită din comun, să denigreze. Deci eu vă spun sincer și poate pe la sfârșitul o emisiune o să văd pentru că eu nu mi-am propus la ora asta să candidez nu știu, la una din primării sau să-mi doresc ceva în județul Gorj. Până la ora asta nu mi-am propus nimic pentru că vreau să se liniștească puțin Apoi să vedem cam în ce parte bate vântul, pentru că nu vedeți, creșterea asta economică la cine ajută, în primul rând? Eu vă spun că nu se, nu se resimte în buzunar. Care creștere economică? Asta vreau să tot vă întreb. lăsa statisticile, haideți să întrebăm oamenii care simt în buzunar creșterea spun eu, Nu se regăsește în buzunarul omului. Și atunci, ca să trebuie să, să candidezi la o primărie cum e cea din municipiu, mă, trebuie să treci la un medic prima dată. Să sunt sănătos sau nu sunt sănătos? Pentru că vă spun sincer, și credeți-mă, în momentul în care nu ai bani să plătești salariile și vă spun că au avut o creștere de 5% în loc de 12% conform legii care au spus să mărit salariile cu 12% sau mărit doar cu 5% pentru că nu mai, nu mai sunt bani. Și atunci dacă mărim mai mult de 5% riscăm să mai plătim salariile. Și nu vorbim doar de salarii aici, vorbim de investiții, pentru că în ultimii trei ani nu s-a investit nimic. Nu vorbesc de doar de municipii Montru, vorbesc de tot județul, de toată țara. Nu sunt bani pentru a investi, pentru a crea locuri de muncă, pentru că neinvestind în orice, în infrastructură, și nu ai de unde să, să vină bani la buget. Doar prin ce? Prin a strânge șurubul cât se poate pentru cei care lucrează în mediul privat. Și v-am spus, mă repet, este destul de greu să reziști cu 50-60 de oameni să le mai poți da salarii să plătești impozite la bugetul de stat în care domnul Ponta, până n-a plecat, da două ordonanțe, trei noapte, așa cum le dădea de obicei, și spunea, nu, n-ai plătit în 3-4 zile, blocăm contul și mai facem și o plângere penală ca să ai și un dosar penal. Păi de ce să nu-ți facem lucrul ăsta? Și uite că se întâmplă lucrurile astea. Și este destul de, de. pentru că nu ai finanțe și de ce mi-ați blocat contul? Păi nu noi, cei de la Vâlcea. Ești frumos? Cuși mă mână și ai plecat. Mai ce să, să rămână și la revedere. La revedere. Do domnule, domnule Romanescu, să înțelegem vis-a-vis -vis de declarația dumneavoastră anterioară pe care l ați făcut că PSD-ul își va lua o țeapă de 300 de voturi, cel puțin până acum. Dacă, mai, găsești, eu... dacă mai găsiți 10 astfel de formatori de opinie, Culmea este că pe, pe omul da. de care discutam aseară nu l-am contatat în ideea de uh, am deveni adept mie sau partidului din care fac parte. Ne-am întâlnit la o masă și eu invitat și dânsul invitat de către un prieten comun și acolo discutam de toate chestiile astea. Dar uh, cum să vă spun, m-a șocat după 26 de ani modul cinstit în care mi-a spus ce i s-a întâmplat în ziua aia. Și a spus, domnule atunci chiar am avut o, o revelație. Am zis, băi, dar... Totuși, dacă făcu fiul meu gestul ăsta să mă sune, ce că nu l-a interesat pe, pe el până în 2014 cu cine votezi. Eu știa foarte bine că sunt cu PSD-ul, că votez cu PSD-ul, că mai mult decât atât, că și e, ajut PSD-ul cu anumite sute de voturi, dar nu m-a influențat. Atunci m-a pus într-o situație foarte delicată. Și vă spun, e vorba de un om care are, cred că, în jur de 56-57 de ani, deci nu e la 40 de ani sau are 65 la de ani care de să... De exact, e un om cu, la o maturitate... Deci de înseamnă că să mai mergeți la petreceri atunci, de genul ăsta... Exact, nu, dar... Mai, mai, mai <laughs> mergeți la 10 petreceri, de astea gata să ocupeți să de Nu, nu, petreceri. nu, dar aici e marea problemă, că de multe ori toate schimbările în România s-au produs după ce o generație... Vă aduceți aminte cu Bălcescu, cu tot ce a fost de la 1800 și ceva, da, au mers spre, spre în studii, la studii în străinătate da? și deci când s-au întors, s-au întors cu o altă cu o altă mentalitate Că așa s-au produs de fapt pe la urmă toate lucrurile care s-au produs în România, nu declanșate neapărat din interior, declanșate din afară. Aici de ce fac fac o paranteză la ce se întâmplă în județul Gorj. Cred că sunt suficient de mulți oameni inteligenți plecați acum în Timișoara, da. în București, în Paris sau în Mare nu, sunt nu știu Timișoara. unde, da, care vor avea la un moment dat curajul să pună mâna pe telefon, să sună părinții, să spună băi, vrei să mă mai vezi acasă? Vrei să mă mai întorc vreodată cu familia sau cu cineva lângă mine? Și da, să da, pot să vrei mai prezise. Vă trebuie altceva. Uitați, A, sunt câteva, câteva orașe care sunt pe ducă. Să, da? În momentul în care încep să, să ia giurgiuvelele de la geap, încep să plece cu ele, indiferent cât câți mai vin de afară, cu ce mentalitate mai vin, nu mai au ce să facă. Deci e compromis totul. Eu vă spun, municipiul Motru, la ora asta e pe un butoi de pulbere, se află. Pentru că în momentul în care uh, au ieșit la pensie, mai sunt două cariere, știți foarte bine. 1700-1800 de oameni care 50% din ei fac naveta, sunt navetiști. Uh, uzina închisă, în insolvență, UATA. Și mă rog, UATA vă spun că în 2-3 ani de zile, dacă nu-ți găsești o soluție, trebuie închisă. Haideți că... să facem publicitate și revenim după aceea la discuția noastră. Deci are